Să mai zic ceva? Să mai zic ceva și ce mă joc? Da. Am găsit la un nou episod de Minecraft Skywars. Skywars n-am mai jucat, cred că de mai bine de... Mai bine de... două luni, cam așa. Gen, nici măcar să-mi bat cu ceva sau cu cineva sau... sau de-astea. Da, nu știu, nu prea am mai jucat așa mult Skyrim în camp pe vremuri și m-am gândit că ar fi o idee destul de mulțită să postez. Am o problemă că aș vrea inițial să am și optic la ăsta, dar Batman-ul văd că nu ți-l mai dă, nu știu care e faza, nu știu de ce nu-și mai dă Batman Optifine-ul direct, că știam că ce-l dă pe automat, trebuia să faci nimica și ți-l dă de atunci când intrai pe Minecraft, dar văd că nu prea se întâmplă chestia asta, așa că nu prea avem Minecraft, nu prea avem Optifine, eu cam și fără Optifine, nu este nicio fel de problemă, l-am văzut curat cu burgerele, cu mărul, ok, da, eu nu mai jucat, cum am zis, doamne, de timp, PvP și din astea, și ar putea să nu vă așteptați de la mine să mă facă PvP de mare calitate. Da, adică părerea asta m-am cap descurcat. Easy. Nu știu, mai când dat puțin volumul, la ce-am făcut. Am dat puțin volumul mai tare la când mă bat cu cineva sau chestiile astea că nu se auzea. Deoarece eu mă joc cu Survivor și toate chestiile astea, unele chestii nu prea nu prea mă interesează să le ascult de fiecare dată și le-am oprit sau le-am dat puțin mai încet ca să nu le mai aud. Și dacă unul s-a auzit puțin mai încet, dar la naiba. Ok, textura o puteți vedea în colțul de jos ecranului. Dacă vreți să mă întrebați de textura, aceea e textura, ca să știți. Ca să m-am întrebat și aș vrea să fac o mică setare prima oară. Să arunc asta, pac. Stai așa, că eu dacă tot mi-am instalat ăsta și vreau acum să zic cum se numește toggle sprint, asta stop, presc că asta a fost către lui, eu singur m-am obișnuit să apăs eu, nu trebuie să mă ajute pe mine nimeni să apăs către lui. Uite-l și pe ăsta s-a afectat, am urmă. Hai, mă, ești mai prost scris să fă. Să ne batem cu băieții. Că uite-l pe ăla. Ma, am plecat, salut. Și de ce am decis să filmez Skyros? Ei, bine, pentru că m-am uitat pe YouTube. Eu un mă uit la stand-up cu de-aștia comedii, cu nebune, cu astea. Și decât să mai mă uit la micuțul, la vorbea, la toți nebunii ăștia, am zis că de ce nu încep o serie să mă uit la Andy Berșa și să mă bat pe serie, considera că e Minecraft-ul ca pe vremuri. Să-i aud cum dau rage-uri și când dau de un pro player de la care construiește, care face vida, care... Ei sunt nebuni pe construi și pe de-astea pe Minecraft. Și zic că autoclicker, bă, ce vorbești, mă modisez așa de tare când îi aud. Asta cred că... perfect. Am bătut. Easy. Hai că le-am pus pe rafe. Mai sunt eu cu unul și să vedem ce se întâmplă și cu asta. Deci dacă își pune unul blocuri... Nu știu, n-am mers să sar. Gen, dacă dă unul de la care sare și nimerește blocul de sub el, are autoclicker, unul de la care sare și face jitter, are autoclicker, băi, deci mă distrez așa de tare numai când iau unul. Nu știu, sunt foarte funny oamenii. E pe vremea lor când se jucau în Minecraft, băi, erau chiar buni, adică mă uitam și erau buni. Acum, eu când și-au revenit cu Minecraft și toate chestiile astea, nu prea mai au, nu prea mai sunt în... cum să zic, la modă, nu mai ies pe linie, bă, cu oamenii de pe aici. Aici dacă faci un geam mai fără să construiască sau fără chestii de-astea, gata, e mare. Hai, că sunt bun.
puncte de astea în sfârșit pot întâmpla tot timpul meu aminte. Dacă unul face jita sau nebunii de astea sau cu metre, mulțumesc frumos că ai încercat să mă bați după mine cu metre, dar nu putea să ieși. Dacă cum la ce trebuie să se la ăștia cum cum îți dă modă veche, nu-s pe primul la youtuberi ăștia de pe afară cu Minecraft-ul. Dacă nu știu dacă sunt curiozitate, dacă s-ar uita la, nu știu, Tamer, la Skyer, la toți nebunii ăștia care, da, știi și pe se joacă Minecraft ca lumea și chiar se joacă, ai construit și toate chestiile astea, dacă ar vedea pe aia cum se joacă Minecraft și toate nebunile alea, eu cred că, sau, nu, dacă ar dată ei în meci, puu, direct codați toate nebunile alea, nu știu, mă, nu prea, mă bat aici acum pe care o dau cu el, mă, acum ce să fac, o dau la întors. Hai, ghinion. Cum a bătut pe mine băiatul ăsta, cum a vede prima, deja auzeam pe să-l bat cu Sevi. Bă, aleu, ăsta are cod, băi, ăsta are cod. Uite, pot să văd, era să-l pică la mine în bază. Da, eu, nu cred. Gen, codații pe Minecraft care ies și pe care sunt general, sunt aia care nu iau knockback. Dar de ce n-au un pic mai? What the fuck? Ce sunt? Codații care nu iau knockback, aia sunt codații, aia care au kill la ora, aia sunt codații și nu care te nimerești, să uită încolo și te nimerești așa, pentru că îi serverul devine, pentru că și deoarece noi stăm în România și serverul de astea nu sunt România, sunt UK, peste tot în țară, dar în România nu și normal că noi avem ping-ul mult mai mare decât alții, adică noi în România avem ping-ul 150 plus. Aia de pe afară au 199, un ping foarte bun, adică pe lângă noi sunt prea buni oamenii, dacă, cel puțin dacă am dat de ei. Dar noroc, mai dă și dăm, dar nu prea dăm, dar ne ajută acum, știi cum e? Sau un ăsta care spamează rodul, care e pro-player și ăla, sau l-am împins. Una din două, dar eu iau kill-ul ăsta. Mulțumesc frumos. Băi, tu, te-ai dus, sunt voi, uite asta dacă își pune acum loc sub cur, culat, că na, așa. Asta e ritmul jocului. Dacă nu punem blocuri mai hoiotice, cum aș putea să le pun și eu, dar în momentul de față nu părea că nu prea am mai jucat jocul ăsta. Da, da. Mi-a reușit și mie cum îmi ieșea pe vremuri, să zicem așa. Ma, ma. Ce faci, băi, tot aici? Ma. Nu. Salut, amici. Ma. Choc! Bă, dar nu reușesc, bă, și eu scris un meci, bă, eu cred că n-am jucat de o grea timp, bă, frate. Știi și un meci, bă, bă, bune, mă, bă, de râs. Când ai întâi, pe vremea, acum își cam eu scris, eu să, scriam cam fiecare meci, acum, mă, cam chinui așa, bine, nu mă chinui, dar nici nu mă tărulesc. Să fiu sincer ca să câștig un meci, adică, nu prea mă interesează să câștig. Bine, mă interesează, dar nu prea, știi cum zic. Adică am și chiar dat prea multe ori la viața mea joc pe jocul ăsta ca să mai mult intereseze kill-ul meu. What? Mulțumesc frumos. Salut, Gheorghe. A venit unul cu strength în spatele meu, nu cred. Și văd că contul ăsta are mare ban pe ranked. Nu știu ce are ban pe ranked. Am jucat eu am contul de la Andrei. Andrei, ce-ai făcut contul? Te lasă să fii în comentarii, că te lăsă să fii în comentarii, nu trebuie să amem ca și. Dar, da, până că tot e, m-am codat, dacă mă vede aici, lecturatul cum am sărit, mare cod, că n-ai, dar aveam blocul și am sărit, mă, nebun pe cum suite ești, nebun, așa. Vino, nu vin după tine, că mai am perle aici de lot. Ce crezi, frate? Nu! Mai e unul. Hai, bossule.
What? The f- te rog frumos să nu vină un player acum că mă nenorocești. Dă la picioare, dar mă sparge. De ce-mi blochezi ăsta aici, dacă eu stai așa? Ma, păi până la dar... Bun, mai bine. Până la dădeam eu la ăla. Venea Alibaba și ne bătea și pe amândoi. Uite pe nebunul ăsta. Salvos! I-am luat ochii și am fugit. A, păi bine, omul, poate tu mai ai ținut aici. Tot meciul. Asta la boss. Asta la boss. Boss, te iau la mișto. Perfect. Nu, am câștigat primul match. Este... De fapt, nu, am câștigat primul match. Asta e al doilea match. Easy. Du-te, bă, de aici, ce mapă, până mai jucat pe mapa asta, bă. Mamă, de când am mai jucat pe mapa asta, dă mai bine, de vreo 2 ani, cam așa, cred. Nu știu, dar n-am mai jucat pe mapa asta de mult, nu m-a tot fișniță de... Ce faci, bă? Ai venit și tu să dai în mine, a? Hai. Ai venit și ai fugit. Că, na. A murit, a căzut în voi. Lol. Lol, miciule, că mă... Aaaa, mi-am dus. Hai că vin ca mașina mea operă. Nu știu ce am încercat-o, am încercat-o de asta așa și cred că a căzut-o în voi, dar nu e asta cel mai important. E important că am luat kill-o. Ăsta-i codat. Aici, ăsta-i codat. Perle. Dar hai da. Nu, n-am escape through, n-am escape through. Fuck! A scris el! What? Why? Și normal că a luat bani. După ce mă omoră pe mine, în fine, cam ăsta a fost acest episod. Un episod mai de test să vedem dacă vă mai place și vă Sky-ul Super Canal sau dacă se mai uită cineva la mine pe canal. Că nu se mai uită nimeni pe canalul meu, deoarece și fiindcă nu știu.